Stând aici pe scaun, mi-am amintit că în casa noastră, undeva prin anul 91, s-a împlinit această minune, fără să ne dăm seama, a intrat la noi în casă un înger. Ne rugam pentru cauză specială în dreptul lui Ruben și toată familia eram în post și rugăciune. Acea cauză nu putea fi rezolvată din perspectivă politică, religioasă, nu avea o soluție. Și la sunerie, pe strada București 53, a sunat sunăria. Mama a mers să deschidă și noi, curioși copii, ne uitam, recunosc, pe geam. Ne uitam printr-o zonă, nu veneam în față primată. Un bătrânel îmbrăcat cu zdrențe, avea o traistă care ajungea până la glezne, a intrat în bucătărie, Mama a vrut să-l servească cu ceva și a spus, n-am voie să servez nicăieri unde intru. Apoi, fără să-și prezinte, mama în familia, tata era pe tură, lucra 12 cu 24 în perioada aceea, a zis, cheamă-ți cei șase copii. Ne-a chemat pe toți, cinci am ajuns, Ruben a întârziat și când eram doar noi cinci în bucătărie cu mama, bătrânelul a zis, chemați-l și pe Ruben. Deja am început să transpirăm, am avut emoții mari, ne-am speriat. Ne-am ridicat toți în picioare, bătrânelul, când am vrut să-i dea mama o Biblie, a zis, nu, eu am Biblia mea. A luat din traiest o Biblie mare, format mare, pe care atunci nu l-am mai văzut până atunci. A deschis Biblia, îmi pare foarte rău că nu mai știu de unde a citit. A citit din Biblie, ne-am pus pe genunchi, ne-am rugat. Ne-a ridicat toți în picioare, ne-a spus nouă ce va face Domnul în dreptul acelei cauze, i-a spus lui Ruben ce trebuie să facă. Mama a încercat să-l trimită pe Sami, care era mai mare dintre noi, fratele nostru mai mare, să-l conducă spre stația de autobuz, că părea picat din altă epocă. Nu ne puteam imagina că știe să meargă pe stradă, pe autobuz. Noi toți curioși, copii, după bătrânelul care era în față, mama era după el, noi toți am mers în curte, mama a deschis ușa. Când a făcut primul pas să iasă din curte, l-am văzut pe bătrânel. Când a făcut pasul doi, nu l-am mai văzut. S-a dus. Ne-am uitat pe la autobuz, ne-am uitat pe străzi, pe vremea aia se parca în fața casei. Am jucat să vedem unde Era un înger. Aveți grijă cum tratați pe cei ce vedeți că poate un înger se deghizează într-un cerșetor, într-un homeless. A zis Marele Rege Iisus Hristos, vine o zi în care o să le spun tuturor celor care sunt ai mei, veniți la dreapta mea. De ce? Pentru că n-am avut haine și voi v-ați îmbrăcat. Pentru că n-am avut încălțăminte și voi mi-ați dat sandale. Pentru că n-am avut ce să mănânc și voi mi-ați dat mâncare. Și Sfinții Domnului se vor uita la Marele Rege Iisus Hristos și asta e real, nu-i pildă, e real. Și vor zice, când te-am găsit gol, sărac, singur, trist, părăsit, fără încălțăminte, fără haine, când? Că nu ne-am dat seama când a făcut asta. Și Marele Rege Iisus Hristos ne va spune, ori de câte ori, ați făcut lucrul acesta celui mai neînsemnat frate al meu. Ziceți mai departe, vă rog. Mie mi le-ați făcut. Vă invit să vă ridicați. Cred că după seara aceasta ar trebui să ne schimbăm multe dintre atitudinile noastre, cum tratăm oamenii, cum abordăm oamenii, cât de deschiși suntem pentru oamenii care, din perspectiva noastră socială, intelectuală, nu prezintă prea mare interes. În pielea lui e Marele Regisus Hristos. Acolo unde nu-ți dai seama, e prezent Isus. Fă-ți timp să nu bajocorești pe nimeni, fă-ți timp să te intereseze persoanele care, din gândirea ta, anturajului tău, poate n-au ce să ofere lumii. Dar, nu uita, dacă lui dai, dacă pe persoana aceea o ajut...